Iubită biserică, iubiți credincioși, dragi păstori și iubită familie îndoliată, care astăzi nu sunteți prezenți aici cu noi în trup, dar sunteți în suflet, în inimă. Și doresc ca Dumnezeu să vă mângâie și să vă binecuvinteze. Amen. Cred că toate cuvintele care s-au spus până aici ar putea spune despre fratele Vasile Talpoș că a fost un om special, însă un om al lui Dumnezeu. Și poate lucru culminant în viața mea, care l-am cunoscut la fel ca și frații, a fost modestia lui. O modestie ieșită din comun în felul cum s-a comportat cu fiecare și în felul cum mă întâlneam eu cu dânsul și vorbeam. Da, într-adevăr, fratele meu a lucrat mult în, cu educația și cu departamentul de lucru în partea aceasta, dar eu la departamentul de misiune am vorbit mult cu dânsul despre ce înseamnă să lucrăm și să slujim. Și au fost lucruri deosebite și dincolo, așa cum spuneau frații, lucrurile esențiale, pentru că a fost un om al tuturor, un tătic, dar a fost un om special pentru slujitorii tineri. Dragii mei, de tânăr l-am cunoscut și nu pot să spun decât exemplu al seriozității cuvântului lui Dumnezeu în dânsul și al hărniciei, cum spuneau frații mei, au întrecut orice pricepere în felul cum vedeam și eu să fiu un slujitor. Am găsit pe paginile Sfintei Scripturi un prim verset care consider că fratele Vasile Talpo se aseamănă într-un mod unic. Este din fapte 13 cu 36 și consider că acest lucru este esențial. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Fratele Vasile Talpoș, în vremea generației dânsului, a slujit pe Dumnezeu ridicând slujitori la nivel și național, și foarte mulți astăzi au fost prezenți vorbind, dar și la nivel internațional. Un om care s-a investit în alții în vremea generației dânsului. Ne rămâne și nouă o mare provocare în generațiile care urmează să ne investim în vremea aceasta după planul lui Dumnezeu. Dacă este ceva ce pot să-mi spun în dreptul meu niciodată nu m-a lăsat în zona de confort. Stăteam de vorbă și bineînțeles că îi spuneam multe și nu mă lăsa în situația de a rămâne jos și de a zice așa stau lucrurile, tu poți mai mult, se poate mai mult. Dragii mei, vor rămâne în mințile, în inimile noastre, în gândurile noastre, cuvinte și viața unui om de credință. Și aș putea spune un alt verset pe care l-am găsit în Sfânta Scriptură din Evrei 11 cu 13, că fratele Vasile Talpoș este, a fost și va fi în împărăție un erou al lui Dumnezeu. El a fost al lui Dumnezeu dintotdeauna. Un erou al credinței. Și spune cuvântul, lui Dumneze... cuvântul Domnului în Evrei 11 cu 13 așa, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine. Mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. A avut credință în Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu, eroii lui Dumnezeu, au murit în credință toți și asta pot spune și despre fratele nostru, Vasile Talpoș. Un om care și-a terminat viața așa cum și-a trăit-o. În credință în Dumnezeu. Mă gândesc astăzi prin câte a trecut dânsul în viață. Pentru colegii mei, și dumneavoastră care ați fost generații la rând la seminarul de la București cu siguranță ați auzit nu numai eu ci și dumneavoastră prin câte greutăți, prin câte situații și pe vremea comunistă, dar și după revoluție, provocări ale vremurilor și dânsul niciodată nu s-a lăsat umplut de vremuri ce a rămas tot timpul ancorat în Dumnezeu, ancorat în voia lui Dumnezeu, ancorat în lucrarea totală a credinței. Pentru că, dragii mei, credința nu este o emoție umplută de experiențe personale, ci ea este o continuă încredere totală în cuvântul lui Dumnezeu. Acesta a fost fratele Vasile Talpoș, un frate prorector, rector, un frate special, un om al lui Dumnezeu, un păstor care s-a investit în alții. Și apoi un alt lucru și mă apropii de încheiere gândului pe care Dumnezeu l-a pus în inima mea, tot din acest verset, ultima parte, din versetul 13, oamenii aceștia își înțeleg corect viața. Trăiesc o viață care nu uită, așa cum spune în Evrei 11 cu 13, străini și călători. Ei trăiesc aici, dar nu se leagă de ce e aici, ci se leagă de Dumnezeu. Ei nu se ancorează în prezentul și vremurile de acum, ci îi rămân ancorați în cuvântul lui Dumnezeu pentru că ei înțeleg viața că sunt străini și călători. Și închei, spunând așa: Fratele Vasile Talpoș a avut două cetățenii, una pământească și alta cerească. Și a plecat acasă să fie cu Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze familia. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga Dunare, frații păstori, toți care au venit. Și Cuvântul lui Dumnezeu, și în perioada aceasta, să strălucească în tot ce se va spune și în continuare. Amin! Amen.